Apciu! Oh, scumpa mea, bea siropul ăsta. O să te ajute să te simți mai bine. Gura mare! Nu, e scârbos! Ah, sigur există o cale mai ușoară. Știu! Aș putea folosi suzeta asta. Ia o suzetă și umple o seringă cu sirop de tuse. Pune seringa în suzetă, apoi împinge siropul prin vârful suzetei. Hai să mai încercăm o dată. Oh, da! Habar nu are. Oh, abia aștept! O să deschid rapid ușa. E un loc mai magic decât mi-am imaginat. Ce tare! Vreau și eu un așa pat. Papucii tatei! Ce mari sunt! Oh, wow! Pantofii mamei sunt atât de frumoși! Aoleu! Încetişor! Ia să vedem! E greu să mergi încălțată cu așa ceva! Aoleu! Ce distractiv e! Cu ce altceva mă pot juca? Parfumul mamei! O să miros ca un om mare! Vreau să mă fac frumoasă! Ce de culori! Ce-i asta? Ce ciudat se simte! Oh! Ce bine arată! Și ce bine miroase! Nu! Dă-mi-l imediat înapoi! Nu terminasem! Astea nu sunt jucării! Oh! Poate putem face ceva! Scoate tot rujul din tub! Apoi adaugă câteva dropsuri de ciocolată roz într-o lingură. Topește încet ciocolata deasupra unei lingure. Amestecă bine pentru a te asigura că s-a topit toată. Toarnă ciocolata în tubul de ruș curat. Umple tubul cu ciocolată și așteaptă să se întărească. Un ruș care arată bine și e delicios. Serios? Wow! Miroase a ciocolată! Gustă-l! Acum produsele mele de machiaj sunt în siguranță. Super! E timpul pentru micul dejun! O să stor niște suc, scumpa mea, în cana mea preferată. Cremă de ciocolată. Unde e lingura? Mă întorc imediat. Am rămas singură cremă de ciocolată. E toată a mea. E delicioasă. Oh, ce bună e. E delicioasă, dar e foarte lipicioasă. Acum vin, scumpa mea. Vai de mine! Ce mizerie ai făcut! Oh, asta? Corect! E peste tot! Ce mă fac? Mi-a venit o idee apropo de asta! Ia un borcan de cremă de ciocolată și fă o gaură în capac. Apoi adaugă lipici fierbinte în jurul găurii. Ai grijă să nu cadă lipici în borcan. Apoi ia un cap de dozator curat și bagă-l prin capac. Apasă-l peste lipiciul fierbinte. Și așa ai obținut un dozator pentru crema de ciocolată. Oh, ce interesant! Hai să-l testăm! Trebuie doar să apeși puțin și crema de ciocolată va curge imediat. Obții mereu o cantitate perfectă de cremă și nu faci mizerie. Wow, ce tare! Mersi, mama! Ups, ai niște cremă pe bărbie. Nu e corect deloc. Ce-ai pățit, scumpo? Uite! O carte bună înainte de culcare. Și ceva bun! Nu-mi vine să cred că în sfârșit e noaptea balului! Ah, ce bine arată nuanța asta! Ce bine miroase! Ce cercei frumoși! Dar lipsește ceva! Oh, o tiară! Fix asta îmi lipsea! Acum pot să-mi îmbrac rochia! Ah, e superbă! Sigur o să fiu aleasă regina balului! Mă simt ca într-o poveste! Poceta, te rog! Mi-a sunat cumva telefonul? Ce se întâmplă? Nu! Ce dezastru! Nu-mi vine să cred! S-a ales praful de bal! Nu e corect deloc! Ce ai pățit, scumpo? Uite! Acum nu mai pot merge la bal! Ba da, poți! Știu cum pot rezolva problema asta! O să funcționeze perfect! Ce deșteaptă ești, mama! Încearcă să faci asta! Lipește scoci dublu adeziv de rochie. Dă la o parte folia. Apoi lipește bezele moi de scoci. Repetă metoda pe fiecare segment de scoci. E un început promițător, dar mai avem mult până terminăm. Acoperă întreaga rochie cu bezele moi. Dar mănâncă și tu ceva. Sigur o să ți se facă foame.
Mersi, mama! Hai să postăm un selfie! Zâmbește! Ce de like-uri! Wow! E fascinant! Unde mi-e comoara? Ha? Ce-a fost asta? Aha! Nimeni nu mă poate opri! O să o găsesc garantat! Ce se întâmplă aici mai exact? Ai cumva comoara mea? Scumpo, mami încearcă să citească o revistă. Îmi place jocul ăsta! Oh, ce-i aia? Există o singură soluție! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme. Mami, lasă-mă să văd! Mai am puțin! Wow! Ha? Sper să o mențină ocupată! Wow! E harta unei comori! Ce interesant! Trebuie să mă grăbesc! Câtă imaginație are! Am găsit primul indiciu! Unde e? Aha! Te-am găsit! Ce urmează? O să am nevoie de astea! Wow! Aur! Sunt bogată! Cum merge treaba? Le-am strâns pe toate! A fost greu! Wow! Ești cel mai priceput pirat din lume! Dar unde e comoara? Stai să mă gândesc! Ah, uite-o! No, e papagalul meu! Ah, e foarte obositor să fii pirat! Wow! Ce e acolo sus? Trebuie neapărat să aflu! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Ia să vedem! Câtă lumină! Trebuie să o duc la parter! Tata a avut jucării? Nu știam! Wow! Ce de mașinuțe! Ce tare! Vrum, vrum! Ce distractiv e! O să organizez o cursă de mașini! Bună, scumpa mea! Ce dezastru e aici! Ia să fac puțină ordine! Aoleu! Nu! Au, spatele meu! Ce mașinuțe idioate! Se împrăștie peste tot! Trebuie să fii mai atentă! Puteam să mă lovesc foarte rău! Scuze, mami! Păi, poate am exagerat! Am o idee! Ia să trec la treabă! Începe cu o cutie goală și avem nevoie și de un tub de carton, de la un sul de hârtie igienică. Adaugă lipici fierbinte la capătul tubului. E nevoie de un strat subțire de lipici. După aceea lipește tubul în cutie. Umple cutia cu astfel de tuburi. Fix așa! Ce bine a ieșit! Ok! Acum hai să punem mașinuțele în tuburi! Le parchez eu, mami! Vrum! Ce distractiv e! Asta e ultima mașinuță, mami! Parcă aș avea propriul meu garaj! Și le văd pe toate! Și mașinuțele stau acum în ordine! Mersi, mami! Vai! Ce-a explodat aici? Se pare că asta e o treabă pentru o super mamă! O să cureți luna locul ăsta imediat! Scute ce murdare, a? Pe curând! Nu se pune nimeni cu mămică isteață! Vai, îți plăceau chestiile astea? E timpul să se bucure altcineva de ele! Un pic cam dulce pentru gustul meu! Creionul meu! Ce ți-am făcut? Începe acum procesul de ascuțire! Ia uite ce chestie interesantă! E ca un mic arc! Mami, ia uite! E foarte interesant! Stai! Am multe creioane! O să fie grozav! Uită-te la ele! Fiecare culoare a curcubeului e aici! Iar eu sunt pregătită pentru și mai multe creioane! Of! Mami? Nu mai ai creioane, scumpo?
Stai puțin! Soluția se află chiar în fața ochilor noștri! O să pun luminițele astea în cutie. Frumoase, nu-i așa? Acum pune folie de plastic pe deasupra. Apoi înfășoară-o bine pe margini. Vezi cum am făcut asta? Și acum adevărata magie! Toarnă zahărul pe toată suprafața. Continuă până când arată așa. Apoi stinge lumina din cameră. Folosește-ți degetele ca să faci modele interesante. Scumpo, haide! Ce? Wow, e super cool! Poți să desenezi orice vrei. Atunci o să-mi desenez animăluțul preferat. Mă gândeam eu că o să-ți placă asta. Ești entuziasmată? Așteptai momentul ăsta de săptămâni întregi. Sper să vedem niște rechini. Să mergem. Sper că ți-ai adus niște ochelari. Închis. Cum de n-am știut asta? O să mergem în altă zi, scumpo. Oh, uneori lucrurile nu sunt corecte. Dar asta e viața, nu-i așa? Ce putem face? Dăm să văd chestia aia. Dacă prind chestiile astea aici, se transformă în ceva tare interesant. Wow! E propria noastră caracatiță de casă. O ador! Înnoată pe sub apă, vezi? Imaginația e o chestie puternică. Și la fel sunt și mamele. Oh, e distractiv! Nu mă pot opri din apăsatul chestiilor ăstora! Ce drăguță e! Uite cum mi se mișcă mânuțele alea mici! Sunt așa rapide! Cine are chef de paste? Cred că ți s-a făcut foame de la atâta butonat! Poftă mare! Ești prea ocupată, nu? Poate ai nevoie de ceva mai interesant! Mâncarea asta pare mai apetisantă? Nu, mersi! Ce mofturoasă! Răspunsul era aici de la început, știu! Mai întâi ne trebuie apă clocotită. E timpul pentru un strop de culoare. Acum vin pastele! Intrați acolo, fetelor! După ce s-au făcut moi, scoate-le cu un clește. Ia uite ce de culori super distractive! Prânzul e gata! Poate asta e mai pe gustul tău? Ha? Zici că sunt tăiței popit? Brusc sunt moartă de foame! Ești cea mai tare mamă din lume! Ador când îmi spui asta! Ah, sunt gata! Împieptem părul? Și ce-ai pregătit pentru prânz? Un burger? Bleac! Merele astea mor, mamă! Cutie de plastic prostănacă! Stai puțin! Elasticele astea pot face mai mult decât să țină părul! S-a terminat cu merele stricate! Privește și învață! Mai întâi vine feliatul! Vezi? Uite-le! Dar n-am terminat încă! Elasticul vine în jurul lui! Da, eu am făcut șmecheria asta! Betty, scumpo, ți-am adus niște felii proaspete de măr! Acum hai să mergem la picnic! Am ales un loc grozav! Sunt gata să mănânc niște mere, mamă! Sper că-ți plac super proaspete! Acum e momentul adevărului! Sunt destul de proaspete astea pentru tine? Wow! Le-ai tăiat acum? Nimeni nu le taie pe astea ca tine, mamă! E plăcerea mea!
ador să gătesc. Este ca și cum aș medita. Mă întreb dacă... Recunosc mânuțele alea? Se crede atât de șireată, a? Ai mâncat destule jeleuri? Frate! E spre binele ei. Ce se întâmplă aici? De ce mă urăști? Știi ce înseamnă alarma aia? E timpul pentru vitamine, mult mai bune decât dulciurile pline de zahăr. Dă mânuța, draga mea! Of! Ia-le tu! Știu! Vrei acadeaua asta? Dar trebuie să le iei pe astea mai întâi. Bleh! Eram sigură că o să meargă. Dar am o idee și mai bună. O să fie interesantă chestia asta. Jeleurile sunt extrem de maleabile și pot să bagi orice în ele. E nevoie doar de o găurică sau două. Și gata! Poți să mai mănânci una? Papă tot! Un pic mai crocante decât de obicei. Am mers! Sunt o mamă genială sau ce? Hei, vrei o gustărică? Ei bine, nu încă! Stai cu ochii pe ea! Mai știi unde e? Ghicește! Un pic de ajutor aici, te rog! Of, ce plictisitoare sunt jucăriile astea! Vreau să fac ceva distractiv! Oh, hei! Alea sunt papituri! Alege unul! Pe care? Nu vreau să mă joc cu papituri! Ești greu de mulțumit! Trebuie să găsim ceva... Știu! Ce zici de... Tuburi extensibile? Oh, dă-le încoace! Ce mult se întind! Wow! Ha, mai vreau! Oh, ce lung e! Unde a dispărut? De ce nu le încerci pe astea? Cu paie? Dar... fii atentă! Mai întâi tai partea de sus, apoi pe cea de jos. Poftim! Mini tuburi extensibile! Wow! Hiale! Mă simt uriașă! Ce mult se extinde! Ce distractiv e! Da, chiar e! Mai iau unul! Hai, mai am puțin! Poftim, scumpa mea, niște cacao cu lapte! Nu, mersi, tată, am asta! Dar bine, nu mai contează! Da, te-am prins! Uite ce am găsit, vrei să ne jucăm? Serios? Sunt ocupată, tată! Ok, concentrează-te! Vrei să dăm câteva pase? Tată, sunt concentrat aici! Sigur, scuze, scumpa mea! Ce s-a întâmplat? E ok, nu-i bai! Asta W? Care e? Nu, de ce am pățit așa ceva? Ce-ai pățit? Lasă-mă să văd ce și cum. Deci asta e problema. Ce faci acolo? Tată? Ăsta e momentul meu de glorie. Wow! Dă-te la o parte! Mă ocup eu! Folosește un stilou 3D pentru tastele decolorate. Acoperă tastele cu lipici de sus în jos. După ce primul strat s-a întărit, desenează litera cu alb. Ce scris frumos! E ca nouă! Arată prea rău! Ia să vedem! Mă simt ca în vremurile bune! Wow, te pricep, tată! Ce foame mie! Da, și mie! Vrei să comandăm ceva? Da! E gol! Wow, ce livrare rapidă! Ce facem? Știu, uite! Ok, cât de greu poate fi? A funcționat! Acum avem bani! Fix asta ne trebuia! Dă-l încoace!
era să uit. Poftim! Abia aștept! Wow, ia uite ce bine arată! Ce de ursuleți gumoați! Pune-i aici! Sunt delicioși! Cât crezi că mi-ncapă în gură? Ce tot faci acolo? Oprește-te! Mănâncă doar câte unul, nu fi grețos! Ce plictisitor! Bine! Stai puțin, am o idee mai bună! Împarte ursuleții gumați în mai multe boluri, apoi topește-i! Toarnă lichidul într-un pahar, așteaptă să se întărească, apoi toarnă altă culoare. Repetă procedura până s-au terminat toate culorile. Geleu în culorile curcubeului? Da, hai să-l gustăm! Mersi! Încep eu! Ce tare e! Super, trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta. Nu intra în panică, dar ce e? Cine mi-a umblat la bani? Cine a fost? Putem să-ți explicăm, dar nu vrei să guști niște geleu mai întâi? Micul dejun e gata! Hei, mama! Bună dimineața, scumpule! O să-ți pregătesc un bol cu cerealele tale preferate. Conțin tot ce ai nevoie ca să crești mare. Să nu uiți de lapte! Poftă bună! Cereale? Iu! Oare de ce mă mai chinui? Ce altceva avem de mâncare? Un bol cu fructe sănătoase! Perfect! Poftim! Serios? Ciocolată? Dă-o încoace! Mănâncă fructele astea! Fructe? Sunt grețoase! Prefer ciocolata! Și șterge-te pe față! Viermi gumați! Cum ai? De unde? Nu mai contează, dă-i încoace! Bine! O să-i arunc la gunoi! Fac tot posibilul! Ce sale? Mi-a venit o idee! Umple o tavă de silicon cu piure de fructe. Fă combinații, mere și căpșuni, de exemplu. Când e forma plină, bagă niște bețe de înghețată în fiecare compartiment. Bagă-le la congelator pentru a se întări. Scoate-le din forma inițială și pune-le într-una mai mare. Toarnă lapte peste înghețatele obținute până le acoperi complet. Bagă-le la loc la congelator. Acoperă înghețatele pe băț cu ciocolată topită. Apoi adaugă bomboane colorate. Și așa ai obținut o înghețată sănătoasă și nutritivă. Dacă nu mănânci cereale și nici fructe, atunci mănâncă înghețată. Serios? Ce tare! E cel mai bun mic dejun din lume! Ce bune sunt, mama! Ba mea! Ai nebunit! Husa mea arată mai bine! Ba mea! Nu! A mea! Ba mea! A mea! Hei, ce faceți? Trebuie să mă așez în altă bancă! Ok, hai să-mi scot rechizitele! Vă certați în continuare? Uite cum arată! E simpatică! Nu-i adevărat! Asta e mai frumoasă! Rock! Telefonul meu e prea simplu! Ok, mi-a venit o idee! Am nevoie doar de niște vopsea și de husa asta! Umple o secțiune din papet cu vopsea! Fix așa! Apoi, folosește culori diferite în fiecare secțiune. După ce ai terminat, bagă-ți telefonul în husă. Așteaptă să se usuce vopseaua și dă jos husa. Wow, a funcționat perfect! Fiți atenți! Wow, ce de culori! Transformă-mi și mie telefonul, te rog! Nu, transformă-l pe-al meu! Îți voi face temele! Pe bune!
ce interesant la TV! Și secretul e să folosiți o pensulă! Ce plictisitor! Și apoi, stai puțin, glumești cumva? Oh. Ce casă are! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Arată îngrozitor! Trebuie să o ajut! Atenție! Îmi plac provocările interesante! Trezirea! Nu te vizitează în fiecare zi o vedetă! Trezește-te! Wow, ce grea ești! Ah, mă las pe gubașă! Există o singură soluție! Trezirea! M-am trezit! Așa mai vii de acasă! O să ai nevoie de ăsta! Abia aștept! Hai să trecem la treabă! Ok, o să începem prin a face curățenie. Sper să nu găsesc păianjen pe aici. Când ai șters praful ultima dată? Trebuie să dorm puțin. Impecabil. Ah, serios? Dă-mi perna aia. Hei, foloseam aia. Nu mai dormi. Ah! Ia de aici. Ah, da? Oprește-te! Încerc să te ajut! Uite cum arată camera asta! Arată mai rău ca înainte! Dar... am o idee! O să lipesc banda asta LED de perete! Și aici! O să arate genial! Îmi trebuie niște scoci dublu adeziv! Ce ușor a fost! Urmează partea distractivă! O să lipesc umplutura pernei de scoci. O să acopere complet banda LED. Ce pufoasă e! Ah! Am ceva pe față? Mersi! Voilà! Wow! Ce e asta? E un nor luminos! Emană pace și relaxare. E frumos foc! Wow! Ești genială! Ok, ce urmează? Păi, am o mulțime de idei! Câh! Oh, un bufet! Scapă de el! Nu mă apropii de șoarecele ăla! Stai! E aproape ora cinei! Trebuie să fug! Vino înapoi! Ce ai pățit? Au! Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Ce de carton? Stai puțin, pot să-l folosesc la ceva! Ia să vedem. Trebuie să-mi folosesc latura artistică. Asta da fast food. Cred că mi s-a părut. O să desenez o linie pe carton. O să-i placă garantat lui Grace. E greu să fii atât de talentată. Ia să mă apuc de tăiat. Nu, nu putem fi prieteni. Ok, asta chiar a fost ciudat. Ce bine arată. Trebuie să le asamblez. Tăieturile din carton mă ajută să întrepătrund celelalte bucăți și întăresc toată construcția. O să acopăr cartonul cu cerșaful ăsta. Gata, Grace are o canapea nouă. Dar am nevoie de niște perne și astea simpatice foc. Arată mult mai bine. Trebuie să mă ajuți, șoarecele ăla e supărat foc. Stai, sunt vegetarian, pa! Era cât pe ce. Ce bine e. Ce cald e! Nu-i bai, te rezolvi imediat! Vrei un suc? E perfect! Ce bun e! Ups! Ce neatentă sunt! Ce bine era dacă aveam o masă! Nu-i bai, săptămâna trecută am scăpat tăieței pe jos! Apropo de tăieței, știu un restaurant super! La care ar trebui să mergem! Lipsește ceva! Nu! Ia cine e? Ar fi bună o masă! No! Mai putea ajuta! Aha! Știu! Hei, puștule! Îmi dai tricicleta ta? Îți dau în schimb ciocolata asta uriașă! Ia-o! Deci mi-o dai? Nu? Știi să negociezi!
Ce zici de un telefon nou? Super! Dăm tricicleta! Ok, asta e ultima mea ofertă! Sigur! Wow, ce se întâmplă aici? Dă-l încoace! Dă-i tricicleta domnișoarei! Cu plăcere! Ce familie minunată! Să trecem la treabă! O să colorez tricicleta cu vopsea la spray aurie! O să arate mai elegant așa! Trebuie să o acopăr complet! Și roțile! Trebuie să aștept să se usuce vopseaua! Apoi o să pun o bucată de sticlă deasupra! Și am obținut o măsuță distractivă! Cred că o să comand niște tăieței! Niște... Hei! Ce-i asta? Wow! Am o măsuță de cafea! Arată extraordinar! Stai! Avem nevoie de niște gustări! Am adus niște popcorn! Nu-mi vine să cred că n-am mai folosit până acum o măsuță de cafea! Deci, restaurantul ăsta cu tăieței! O să-ți placă! Ai înțeles? Eu nici măcar nu decorez camerele! Totul se rezumă la magia televizorului! A, ce miroase! Îți miros picioarele, clar, dar vine de la covor! Voiam să dau cu aspiratorul, dar n-am aspirator! Trebuie să-l curățăm cumva! Da, sigur! Putem începe prin a mătura gunoiul! Plouă cu popcorn! Credeam că mi-am pierdut ochelarii! Văd din nou! Ce de gunoaie! Super! Nu mai trebuie să spăl rufele! Hei! Încercam să mănânc ceva! Ah! Ține-mă în brațe! Au! M-am săturat! Mă mut de aici! Dispar de aici! Bine că am terminat cu asta! Stai să mă gândesc puțin! Ah! Știu! Cu cine vorbește? O să încep prin a lipi niște scoci de covor. O să creez secțiuni diferite și forme diverse. Scociul va servi pe post de ghidaj și o să adaug niște culoare cu vopsea la spray. Pot să umplu fiecare secțiune cu o altă culoare. O să arate ca o operă de artă. Apoi deslipesc scociul. Ah, ce părere ai? Nu-mi vine să cred că e același covor. Arată extraordinar. Ah, vino încoace. Ce diferență! Wow, parcă nici n-ar fi aceeași cameră. Avem nevoie doar de niște detalii. Ce e în cufărul ăla? Deschide-l. Să știi că habar n-am ce conține. Hai să vedem. Putem folosi chestiile astea. Decorațiunile astea o să te facă să te simți ca acasă. O să arate super! Am uitat că am toate astea! Cred că le-am folosit pe toate! Arată bine, nu-i așa? Ne-am descurcat de minune! Deși... nu prea mă potrivesc cu camera! Nu-i bai! Nu doar camerele au nevoie de transformări! Ah, n-avem nevoie de asta! Wow! Mulțumesc! Totul arată super! Mă bucur că-ți place! Hei, camera ta de ce arată așa? Ah, se pare că mai am puțină treabă! Ah, ce cald și bine e aici! Ar trebui să intru puțin în apă! Ah, ce frige nisipul ăsta! Au, la naiba! Ce mă fac? Sunt captivă pe prosop! Wow, cum arată! Oh, e uimitor! Nu-mi pot lua ochii de la ei! Vai, vine spre mine! Hei, am venit să te salvez! Uite, pășește pe jucăriile astea, Pop-It! O să-ți protejeze tălpile! O să le mut pe măsură ce faci câte un pas! Funcționează! Aproape că am ajuns la apă! Fiu, am reușit! Am scăpat de nisipul arzător! Mulțumesc foarte mult pentru ajutor! Iu, ce mizerie e aici! E plin de lucruri rămase de la petrecere! Și ghiuveta e plină de vase murdare! Da! Hei, jucăm piatră, hârtie, foarfecă și cine pierde face curat! Da, ce tare! Am câștigat! Of, bine! Lasă-mă să fac o listă cu ce am de făcut! Trebuie să strângi lucrurile astea uitate de invitați
Și nu uita de gunoi și de resturile astea. Aici avem, evident, o ghiuvetă plină de vase murdare. Hei, ia uite, o umbrelă! Wow, ce de jucării, Puppet! Acum trebuie să le aduni și pe astea. Ia, prinde! Fiu, ce de treabă! Trebuie să mă hotărăsc de unde încep. Stai, ce spun notițele astea? Ah, lista asta nu e deloc organizată. Și de ce sunt atât de multe popituri pe listă? Ia stai puțin. Cred că mi-a venit o idee genială. O să tai jucăria asta și o să extrag o coloană. Apoi o să pun niște lipici fix aici. Iar deasupra o să lipesc bucata de popit. Perfect, fix asta vreau să obțin. Acum o să pun suportul ăsta pe ușă și o să prind de desubt lista cu ce am de făcut. Ok, acum sunt gata să mă apuc de treabă. O să încep cu vasele pentru că sunt cele mai murdare. Așa, acum strălucesc toate. Am terminat. Și acum pot să apăs pe popit. Urmează să strâng gunoiul ăsta. Da, am strâns paharele și jucăriile Puppet. Wow, au rămas pălării de petrecere peste tot. Și am terminat și cu paiele și șosetele. Ah, acum bucătăria e iar curată. Ce cald e azi afară. Abia aștept să mă bronzez puțin pe picioare. Da, chiar e relaxant, dar aș vrea să mă uit la niște clipuri. Uf, ce tare bate soarele. Nu văd deloc ecranul. Ce se întâmplă? Nu văd nimic. Nu înțeleg nimic din clipul ăsta. Ha? Ce faci acolo? Poftim, cred că ai mai multă nevoie de ei decât mine. Super, mersi. Acum ar trebui să văd mai bine. De fapt, nu mă ajută deloc. Soarele e prea puternic. Am nevoie de ceva care să-mi umbrească telefonul. Ce naiba e asta? La naiba, șlapul ăsta nu e ce trebuie. Oh, ia uite, tipul ăla face yoga. Ce bine își menține echilibrul. Hei, mi-a venit o idee. Am nevoie de asta. Așa. Hei, am o soluție pentru problema ta cu soarele. Trebuie doar să tai o bucată din salteaua de yoga. Apoi o să folosesc frigăruia asta pentru a face două găuri în bucata asta. Așa, acum am nevoie de ochelarii de soare. O să bag brațele prin găurile făcute. Bun, funcționează. Și acum o să trag asta peste lentile. Perfect, așa, poftim, încearcă-i acum. Arată cam ciudat, dar ok. Nu cred, ce tari sunt. Acum văd perfect ecranul. Ești absolut genială! Cartea asta pare interesantă. Ia să vedem. E ceva interesant pe aici? Oh, wow! Ce frumoasă e! Clar, asta înseamnă că mă invită să vin la ea. În regulă, la atac! Hei, ce faci? Hă? Of! Ce naiba? Mă ignoră complet! Ok, trebuie să-i atrag atenția cumva. Of, flotările sunt mai grele decât pare. Iar? Oh, au, ce greu a fost! Și n-am impresionat-o deloc. Poate dacă ridic niște greutăți? Ce interesant se crede. Ce tare strălucește acum soarele. Și-a schimbat poziția. Nu, stai, umbrelă! Am nevoie de tine, ca să par interesant. Hei, am un popit interesant. Hai, serios? E roz în formă de inimioară. Oh, nu mă așteptam la asta. Oare a observat? Ce bine era dacă aveam ceva de mâncare. Mi s-a cam făcut foame. Pare că nu i-ar strica o gustare sau ceva. Ia stai puțin. Cred că știu ce pot să fac. Așa, am jucăria Puppet. Acum o să pun niște bomboane în culori. Apoi o să le acopăr cu ciocolată topită. Uite ce bine umple golurile din Puppet. Trebuie să mă asigur că umplu totul cu ciocolată. Acum trebuie să termin ultimele rânduri. Perfect! Ultimul pas e să lipesc un băț peste ciocolată. Și apoi las totul la întărit. Bun! Hei, ți-am adus o gustare! Serios? Wow! Stai jos! Nu-mi vine să cred că ai făcut asta special pentru mine. Ce frumos din partea ta! Da? Chiar e bună, mă bucur. De fapt, a fost mai greu decât pare. Dar nu-i bai, mi-am folosit mușchii. Oh, ce drăguț e inelul ăsta. Sper să-i placă. Oare care e cel mai bun mod de a-i oferi? Oh, a ajuns mai devreme. Trebuie să-l ascund. Bună, scuze, dar ți-am cumpărat ceva. Oh, wow, un inel. Mulțumesc. Stai să ți-l pun pe deget. Alunecat. Lasă-mă să... să mai încerc o dată. O să încerc alt deget. Poate... Da, nu se potrivește. E ok, nu-i bai. Vreau să beau ceva. Stai așa. Ți-o deschid eu.
Nu reușesc. Ok, o să încerc să folosesc cuțitul ăsta. Poate dacă folosesc dinții... Oh, nu face asta! Poți să spargi dinții! Of, azi nu-mi iese nimic. Mi-a rămas inelul ăsta. Poate îl pot pune pe deget și îl pot folosi așa. A funcționat! Hei, uite sticla! Da, am folosit inelul. Am scos capacul cu el. Hei, am o idee. Pot să port inelul la gât pe post de colier. Așa nu mai contează dacă nu mi se potrivește pe deget. Ce plimbare plăcută și ce priveliște frumoasă. Da, să zicem. Hai să coborâm pe plaja aia. Nu vreau să cobor. Pare plină de nisip. Serios? Haide! Am bătut tot drumul ăsta. Bine. Ce de nisip? Am și lapii plini de nisip. Mai bine mă sui pe piatra asta. Hei! Ce e? Nu vreau să merg mai departe. Of, ce stresantă ești azi. Stai să-ți ajustezi șlapii. O să dau jos bretelele și o să folosesc un pistol cu lipici fierbinte. O să dau niște lipici fierbinte de-a lungul tălpilor și șlapilor. Așa, cred că merge. Și acum o să lipesc deasupra încă o talpă de șlapi. O să o apăs bine ca să mă asigur că s-au lipit bine. 4 tălpi sunt suficiente, cred. Gata, te-am rezolvat. Șlapii noi. Chiar funcționează bine. M-ai impresionat. Acum nu mai am nisip pe degete. Gata, sunt gata să mergem la plajă. Poftim, v-am făcut paste. Preferatele voastre. Te simți bine, mamă? Arată delicios. Și să nu uităm de sos. Arată delicios, mami. Da, merge. Wow! Hei, sunt chiar bune. Mă bucur că vă plac. Și așa nu mai am niciun vas de spălat. Ce pufos ești. Bună, hai să vedem cum te simți. Spune aaa. Nu. Hai, fă gura mare. Lăsați-mă în pace, nu vreau. Ok, vrei să vezi un truc magic? Wow, aha, te-am prins. Funcționează de fiecare dată. M-ați păcălit. Da, haha. Bun, trebuie să-ți ascult flămânii. Nu-mi place. Te poți opri? Ce distractiv e. Domnul Cute e în regulă. Ați ratat. Trebuie să vă mișcați mai rapid. Bun, nu te mișca. E perfect, poftim? Sună bine, nu-i așa? Dă-o încoace. 10 ani de facultate de medicină și uite ce am ajuns să fac. Stai puțin. Mi-a venit o idee. O să lipesc fluturile astea de stetoscop. Acum nu mai pare așa înspăimântător. Hei, uite, un fluturaș. Wow, ce drăguț e. Cred că o să aterizeze pe tine. Sună perfect. Nu mă pot mișca. L-am nimerit. Urechile mele. Ups, poate ăsta o să vă ajute. Nu, nu, e în regulă. Trebuie să găsesc un doctor. Ok, Puștaico, e timpul să mergi la școală. Ia-ți rucsacul. Mersi, tati. Am nevoie de încălțăminte. Corect, am uitat. Sigur, stai să-ți aduc. Poftim. Mă gâdila. Ok, încearcă să nu te mai miști. Ce amuzant ești, tati. Mă lași să fac asta? Scuze. Gata, direct la școală, ok? Ok, pa, tati. Pa. Ce greu a fost. O să-mi închid puțin ochii. Tati, trezește-te. Mi-e foame. Ok, stai puțin. Poftim, scumpa mea. Asta-i tot, da? Acum mă pot relaxa. Ce mai e? Nu e corect, tati. Ce-ai pățit? Plouă. O să mă ud. Nu-i bai. Folosește umbrela asta. Mersi, pa. Sper să nu se mai întoarcă.
Wow, ce furtună! Nu mai ies niciodată afară din casă! Oh, nu! Mi s-a stricat umbrela! Nu, nu, e în regulă, scumpa mea! Dar... ce aproape am fost! Vreau și eu puțin timp pentru mine! Voiam să joc golf! Stai așa! Perdeaua asta de duș... Mi-a venit o idee genială! Împăturește o perdea de duș până obții un triunghi. Taie vârful triunghiului. Pune două bucăți de perdea de duș una peste alta. Folosește hârtie de copt și o placă de păr pentru a lipi bucățile una de alta. Asigură-te că nu rămân goluri. Wow, tati! Ce poncio frumos! Arată super! Acum poți să ies afară! Da, sunt genial! Ce tare! Nu m-am mutat deloc! Oh, a ieșit soarele! Dar voiam să mai stau cu asta pe mine! Oh, da! La, la, la! Ce n-ai... Uite, sunt o artistă talentată! Uite ce interesant! Nu e interesant deloc! Cariocile se țin așa! Serios? Da? Vrei să încerci? Ok, pare ușor! Hai! Ce distractiv e! Așa? Nu! Hai să-ți mai arăt o dată! Ține carioca așa, între degete! Ah, am înțeles! Bun, e rândul tău! E greu! Are noroc că o iubesc! Așa e bine? Aproape! Ok, mai încerc o dată! Ține mâna așa! Și acum îndoaie degetele astea! Așa! Se simte ciudat! Mi-e frică, tati! Așa! Mă las pe gubaș! Am reușit, tati! Ia stai așa! Am nevoie de elasticul ăsta de păr! E fix ce ne trebuie! O să-ți pun elasticul peste degete, apoi o să trec carioca prin el! Perfect! Încearcă acum! Ce să desenez? Știu! Nu te uita, tati! Am terminat! Deschide ochii! Uite, noi suntem! Ce desen frumos! Bravo, scumpa mea! Am nevoie de o cafea tare! Ah, tu de unde ai apărut? Neața, tati! Bună! Vreau micul dejun! Ok, ți-l fac imediat! Lapte! Ce distractiv e! Se mișcă înainte și înapoi! Poftim! Nu cred că ar trebui să mai faci asta! Ia niște cereale și nu mai faci asta! Nu te mai balansa așa în scaun! Poți să cazi! Hai, mănâncă micul dejun! Ți-am turnat laptele! Arată delicios! Termină tot! Mersi, tati! Ce adorabilă e! Ce mult îmi plac cerealele! Și ce mult îmi place să mă balansez! Ce ai spus? Nimic, tati! Nu ai voie să faci așa cu scaunul! Oprește-te! Nu! E prea mult! Uite ce mizerie ai făcut! Ups! Gata cu prostiile! Mereu fac curățenie după tine! Unde a dispărut? Era fix aici! Hei! Stai puțin! Bună, tati! Trebuie să fac cumva să se oprească! Stai! Cârligele astea mi-au dat o idee! Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta! O să lipesc niște scoci dublu adeziv de picioarele scaunului. Apoi o să lipesc de scoci ventuza asta. Apoi o să întorc scaunul la loc. Mănâncă-ți cerealele. De ce nu se mai mișcă scaunul? N-ai nicio șansă. Bine, o să mănânc cerealele. Urăsc cafeaua.
Am făcut în sfârșit curățenie. Hei, mama! Oh, suc! Ce bun e! Ah. De la ce ai urmele alea pe față? Ce urme? Ah, nu-i mare lucru. Stai așa, o să-ți pun în plasture. N-o să te doară deloc. Mamă, oprește-te! Serios, mamă? Ah, știu! Pune un plasture pe o suprafață orizontală. Desenează ceva pe el. Fă un desen cât mai atractiv. Apoi colorează-l. Ce bufnițe simpatice! Mai am puțin! Gata cu plasturii plictisitori. Wow! Ce bine arată! O să mi-i lipesc pe față. Da, sunt super! Cum arăt? Wow, ce interesant sunt! Mersi, mama! Ești cea mai tare! Îmi lasă gura apă? Abia aștept să-l gust! E cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată! Hei, ce faci? Ai niște lingurițe? Eram sigur că am uitat ceva! Stai așa! Putem folosi cornetele astea! O să iau o porție de tort folosind cornetul! Ești genial! Am destule pentru toți! M-ai cucerit cu tortul ăsta! Acum hai să ne distrăm! Iuhu! Acum putem mânca tortul! Ce pufos e! Ah, taci odată! M-am trezit! Oh, nu sunt deloc matinal! Poftim? O petrecere? Trebuie să mă pregătesc! O să mă arăt rapid! Apoi o să aleg ținuta perfectă! Arată bine! Oh, ce face Chris acolo? Vreau să aflu! Hei, frate! Unde pleci? Merg la o petrecere, vezi? Ce pot să zic? Sunt popular! O petrecere? Pot să vin și eu? Ha? Nu ești invitat! Uite cum arăți! N-ai ce căuta acolo! Poftim? La ce te referi? A, vorbești despre coșurile mele? Nu contează! Mama spune că sunt frumos! Deci pot să merg la petrecere? Nu, și nu te uita așa la mine! A, nu e corect! Oricum nu voiam să merg. A? Ce naibă? Cu tremur? Nu cred! Ajutor! Arăt prea bine ca să mor așa. Oprește-te! Nu-mi strica părul. Cu? S-a terminat. N-a fost așa grav. Unde rămăsesem? Au, capul meu. Wow, ce nebunie. Ce dezastru. Ce-i asta? Stai! Cred că o pot folosi. Poate scap de coșuri. Merită să încerc. Wow, funcționează. Ce bine e. Oh, da. Cum arăt? O să-i arăt și lui Chris. Hei, frate. Observi ceva diferit la mine? Uite ce ten curat am. Hei, fii atent la mine. M-aș putea spăla pe dinți, dar merge. Justin, ce-ai făcut? Arăți bine. Hai să mergem. Arătăm bine. Și ne simțim bine. Așa, frate. Arăți super. Hai să ne distrăm. Sunt gata. Abia aștept. La ce oră ne aduce mama acasă? Ce mă fac? Nu se mai poate. Există o singură soluție. Nu te mișca. Da, eu sunt. Probabil te întreb cum am ajuns aici. Stai așa. Hai să dăm puțin înapoi. Am multe de povestit. Fă-ți niște popcorn, începe povestea. Wow, ce tare! Hei, ce faci, puiule? Bună, tata. O banană delicioasă. Stai puțin. Justin, ce poziție ai? Nu e bine deloc. Ești cocoșat.
Hai, fiule, trebuie să stai drept. Mult mai bine. Mersi, tata. Cu plăcere. Acum pot să mănânc banana în liniște. Poftă bună, tata. O să reușesc, o să câștig. Hei, acum merge treaba. Stai, nu te-ai oprit deloc din jucat? Nu prea. Aha. Stai puțin. Ce-o fi în capul meu? Am terminat. Acum pot să mă culc. Ciudat. Nu e bine deloc. Soția mea o să fie furioasă. Trebuie să fac ceva. Hei, care-i faza? Justin, stai drept. Vorbesc serios. Ce mă fac cu tine? Nu mai poți continua așa. Există o singură soluție. Nu te mișca. E vina ta, Justin. Încerc să te ajut. O să-mi pun cureaua peste tine. Apoi o să o prind la spate, fix așa. Gata, așa mai vii de acasă. De fapt, e chiar bine. Mersi, tata. A funcționat. Mă duc la culcare. Vise plăcute. Thank you. Și n-am dat-o jos încă. Uite. Stai, credeai că o să mă... Nu, e o poveste cu final fericit. Ce tare! Aș putea face asta toată ziua. Sunt plin de viață. Nu ca jucăriile astea. Dar acum sunt trist. Nu mai am ce distruge. Ia uite. Ce chipsuri bune. Dar cam fac firimituri. Ce-i de văzut la televizor? Ha, clasic. Ce poate fi mai bun ca o zi de leneveală? Ups, mi s-au terminat chipsurile. De ce oamenii buni pățesc mereu lucruri rele? Ar trebui să ies și să mai cumpăr. Stai așa. Nu sunt îmbrăcat corespunzător. Trebuie să mă îmbrac. Așa mai vii de acasă. Nu, Chris, nu cred. Ba da, și mi-a plăcut la nebunie. Cum ți se pare? Arată bine, nu-i așa? De ce? De ce ai face așa ceva? Ia uite. Ups. Mi-ai decupat și punga? Și banii? De ce ai face asta? Calmează-te! Ce pot să zic? Asta fac artiștii. Hei, Justin, uite ce tricou am. Îți fac și ție unul? Mă enervez la culme! Respiră! Cred că știu ce pot face. O să mă îmbrac la loc cu tricoul ăsta pătat. Dă-mi farfeca aia. O să-i fac câteva modificări. A fost ușor. Acum o să-l trag peste cap. Dar nu de tot, o să fac un nod în tricou. Am obținut o plasă de cumpărături perfectă. Încap foarte mult în ea. Nu pune mâna pe ea, bine? Am plecat. Se vede că l-am inspirat. O să termin ce am început. N-am timp de pierdut. Trebuie să te operez. Stai liniștit, sunt profesionist. O să-i tai ăsta. Dar nu-i bai. O să-l înlocuiesc. Putea să se termine prost. O să cos ața de blană. Apoi o să tai excesul. E perfect. Dar n-am terminat încă. Ia să vedem cu ce avem de-a face. Simt presiunea din plin. Trebuie să-mi folosesc toate cunoștințele. Ce dezastru! Cum au ajuns astea aici? Ce grețos! Nu! Nu muri! Îndepărtează-te de lumină! La o parte! N-a mers! Nu renunța! Nu funcționează! Stai așa! Sper să meargă! Stai! Are puls! Era cât pe ce? Ce intens a fost! Ia să vedem! Decorațiuni avem! Ne trebuie și gustări! Și ultimul detaliu! Pălăria asta genială! Cred că sunt gata de petrecere! Am nevoie de invitați! O să-i dau un mesaj lui Chris, ca să-i spun când să ajungă! O să fie încântat! Îi plac petrecerile! Cred că asta-i tot! Acum ce să mai fac? O să verific muzica! Vreau ca totul să fie perfect! Stai așa? Ăsta da cântec! Unde e sărbătoritul? Uite-l! Mami! Băieți, ați ajuns! Vino încoace, amice! Ai un aftershave nou, Jake? Miroase bine! Asta e pentru tine! Wow, super! Kevin? Stai puțin, poftim! Ce bine mă cunoști! Cine ar putea fi? Mă întorc imediat! Hei, ia uite! E doar un livrator!
Și noi suntem oameni, să știi. Da, sigur. Yuhu! DJ Kevin e aici! Ce bine arată tortul ăsta! Hai să-l gustăm, băieți! Aha, eram pe vibe! Dar dacă e vorba de tort... Cioc, cioc! Stai așa! Vai de mine! Ai venit! Evident, frate! Spune-mi când să mă opresc, puiule! Încă puțin! Gata! Nu, Justin! Vino înapoi! Nu o să mă prins niciodată! Aha, mi s-a vărsat sucul! Ce credeai că o să se întâmple? Umple la loc! Mi-a venit o idee! O să torn sucul în pahar. E suficient? Apoi o să-l acopăr cu folie alimentară. Apoi o să fac gaură în folie cu un pai. Uite! Acum n-o să mai ai probleme. Wow! Nu se varsă! Practic și răcoritor. Ah, ce bun e! Am plecat! Bye! Oh! Wow! Desenul ăsta e o capodoperă. O să-l las moștenire. Ha-tcha! Wow! Ai strănutat cumva? Nu, pisica a strănutat. Ai răcit? Ha-tcha! Da, tati, cred că am răcit. Eram sigur. Există o singură soluție. Trebuie să iei pastilele astea. Dar sunt grețoase, tati. Nu comenta, Alex. O să te ajute să te simți mai bine. Poftim. Nu, nu vreau. Te rog, te rog frumos. Nu. Credeam că o să funcționeze. Oh, ce avem noi aici? Aș putea folosi dulciurile astea. O să încerc. Ha, unde a plecat tata? Nu contează, o să-mi termin desenul și o să mănânc dulciurile. Nu vreau să mă vadă. Nu e atent, acum e momentul. Nu e mai deștept ca mine. O să iau dulciurile. Încetişor. Încă puțin. Am reușit. Acum o să trec la treabă. Și trebuie să mă mișc rapid. Am nevoie de un ursuleț gumat. O să-l tai pe laterală cu un bisturiu. Nu o să tai prea adânc. Acum am nevoie de o pastilă. O să o bag în tăietură. Asta îmi doream să fac. Hei, Alex, am un bol de dulciuri delicioase pentru tine. Nu te cred. E un ursuleț gumat. Ha? Oh, îmi plac ursuleții gumați. Nu refuz niște dulciuri. E albastru, preferatul meu. Stai așa, are un gust diferit, dar tot bun e. Așa, mănâncă-i pe toți. Uneori mă uimesc singur. Ce zi! Dar sunt acasă, în sfârșit. Ce faci, puiule? Nu pot vorbi acum, sunt ocupat. Te-am salutat. Și eu am spus că nu pot vorbi acum, sunt ocupat. Îmi plac discuțiile noastre, puiule. Ce zici de îmbrățișare? Vino încoace. Nu? Nu vrei? Ce vrei? Să nu mă mai ignori. Ah, bine, bună. Deci, acum pot să mă joc în continuare? Incredibil. M-aș putea juca toată ziua. Știi ce? Cred că fix asta o să fac. Justin, ce faci aici? Ți-a trecut ora de culcare. Hai, închide laptopul. Trebuie să te culci. Nu cred. Justin! Tot aici ești? Nu mai faceți zgomot. Hei! Justin, ascultă-mă. Să nu cumva să apeși pe tasta aia. Nu știu ce să fac. Nu mă ascultă niciodată. Vrei niște cremă de ciocolată? O să te iau cu forța de aici. Câte kilograme ai? Uite, am un balon. Nimic nu funcționează. Ce rost mai are? Ai terminat? Trebuie să mă concentrez la nivelul ăsta. Unde greșesc? Am eșuat ca părinte. Ce joci acolo? Trebuie să găsesc o soluție. Și cred că știu ce pot face. Așteaptă-mă aici. O să tai câteva fragmente din balonul ăsta. Nu trebuie să fie foarte mari. Apoi am nevoie de balonul portocaliu. Acum îmi trebuie o pâlnie. O să o bag în gura baloanelor. Și o să torn sclipici înăuntru. Wow, ce strălucitor e! Trebuie să adaug și apă. Așa balonul o să se mărească și o să devină moale. La final o să leg o fundiță în jurul balonului. Îți prezint balonul moale! Poate am fost cam dramatic. Aș vrea să-l păstrez doar pentru mine. Ha? Ce ai acolo? Oh, pare distractiv. Dă-mi-l mie, îl vreau eu. Vino și ia-l. Dacă te culci, îți dau balonul. Serios? Wow! Wow! E genial! Ha! Ai văzut, tati? Mersi, tati! Acum treci la culcare, puiule! Noapte bună, tati! Super! Acum trebuie să plec!
Hiu, e greu să faci curățenie, dar casa e curată lună. Uite, arată perfect. Wow, m-am descurcat de minune. Sunt un vrăjitor cu mopul în mână. Praful n-are nicio șansă în fața mea. O casă curată înseamnă o minte curată. În sfârșit mă pot relaxa. Alex, tu ești? Hei, tati, ce faci? Ce s-a întâmplat? De ce ești așa murdar? A, asta? Am jucat basket. Trebuia să mă fi văzut. Era să dau un coș, poate data viitoare. Stai pe loc! Să nu strici frumusețe de casă. Nu, nu faci asta! Oprește-te, te rog, te implor! E îngrozitor, foarte îngrozitor. Trebuie să-l opresc. Dă-te înapoi, puiule, te rog. Hai, fă asta pentru tati. Sunt obosit, tati, n-am timp de asta. De ce? De ce-mi faci asta? Stai, baloanele! M-ar putea salva! Trebuie să mă mișc rapid. Nu trebuie să-l las pe Alex să înainteze. Nu, Alex, podeaua! Te-ai tăvălit prin noroi? Fiecare pas îmi zdrobește inima. Tati? Acum ori niciodată! Am reușit! Totul va fi bine! Ce faci acolo? O să dezumflu balonul în jurul piciorului tău. Ca și cum ai purta încălțăminte la comandă. Hei, îmi place cum sună! Am rezolvat și celălalt picior. Arată bine! Mersi, tati! Ok, acum poți pleca. Intră direct la duș. Stai, cine e? Iar? Mi-e sete, vreau să beau apă. Trebuie să deschid robinetul ăsta. Of, nu ajung la el, e prea departe. Mami, vreau să beau apă. Vai, mă strigă băiatul meu. Ia să văd ce vrea. Ce e? Mami, mi-e sete. Nu-i bai, te ajut imediat. Așa, un pahar cu apă pentru băiețelul meu perfect. Ce spui? Mulțumesc! Nu știu ce să zic despre cartea asta. Mami! Ah, iar are nevoie de mine. Ia să văd ce vrea. Mami, apă te rog. Da, imediat. Ok, poftim un pahar cu apă. Ce bine, apă, 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 apă. Mami! Vai, ce tare țipă. Nu se mai termin niciodată de treaba. Ce vrei, scumpule? Mai vreau apă. Am înțeles. Stai puțin, mă întorc imediat. Uite ce am pentru tine! Wow! Poftim! E un mini dozator de apă, special pentru tine! Are mărimea perfectă și ajungi ușor la el! Oh, un pinguin! Hai să-ți arăt cum să-l folosești! Ții paharul aici, apoi apeși pe ăsta! Wow, ce de bule! Poftim! Un pahar cu apă special pentru tine! Să mai întorc niște apă. Perfect, bravo. M-am abținut mult. Era să iasă urât de tot. M-a cam stropit. Dar știu cum să opresc treaba asta. Am nevoie de o foaie de hârtie igienică. O voi pune în vasul de toaletă. Gata cu stropitul și fără fundul ud. Ah, ce ceașcă bună de cafea! Cel mai bun mod de a începe ziua! Scuze, dragule, sunt disperată! Faceți loc! Cineva se grăbește? Cred că voi aștepta! Ce? Ce s-a întâmplat? Copii, ha? Ah, mult mai bine! Am terminat! Piu, pute! Ce-am mâncat? Stai, nu mai avem odorizant! Era fix ce-mi trebuia! Ne, va fi bine! Mi-am terminat treaba aici. Ce se întâmplă acolo? Este a voastră. În sfârșit? Blea! Poți să te duci tu primul? Nici gând, țin la sănătatea mea. Miroase atât de urât. Cum poate un om să producă un așa miros? Te ustură nările. Trebuie să vezi asta, dragă. Blea, ce disgustător. Eww. Trebuie să o curățăm. Oh, putem folosi ăsta. E gol. Stai așa, știu ce trebuie să fac. Să începem. Voi avea nevoie de săpunul lichid. Îmi trebuie și un bol.
Voi adăuga săpunul în castron. Ne trebuie mult! Cred că e suficient! Acum am nevoie de gelatină. O voi presăra în castron. Exact așa! Perfect! Apoi voi adăuga bicarbonat de sodiu. E ca și cum ai face un tort. Deși nu cred că ar fi gustos. Vreau să miroasă bine! Așa că voi stoarce paste de dinți în castron. O să fie mentolat amestecul. Cred că am pus tot! Trebuie să combin ingredientele. Voi folosi un bețișor de înghețată ca să le amestec. Arată bine! Acum voi turna totul într-o seringă. Voi strânge capacul. Cred că este gata! E timpul să curățăm toaleta. Vei avea nevoie de asta! Totul e sub control! Voi aplica amestecul în interiorul toaletei. Voi face mici moțuri. E ca și cum ai glazura un tort. Să folosim culori diferite. De aceea am folosit săpun și pastă de dinți diferite. Ok, e timpul să tragem apa. Miroase! Wow, e un răsfăț al simțurilor! Nu, pleacă de aici! Grăbește-te, scumpo! În sfârșit! Bună, tată! Serios? Vezi asta, nu-i așa? Mac, mac, micuțule! Trebuie să te curățăm! Stai! Faci pipi? E atât de scârbos! Te-am avertizat în legătură cu asta? Ce-i cu mirosul ăsta? De la mine vine! Trebuie să iau săpunul! Aici era! Miroase a nucă de cocos! Ups! E un obiect alunecos! Vino înapoi! Crezi că pot scăpa, hă? Începe să devine enervantă treaba asta! Mami! Vino încoace! Ce s-a întâmplat, Justin? Săpunul este răutăcios! Îmi tot alunecă din mână! Ce ar trebui să fac? E o problemă! Trebuie să găsesc o soluție! Stai așa! Știu ce să fac! Mai întâi am nevoie de un săpun și de o răzătoare! O să rad săpunul! Voi aduna răzătura într-un bol! Îmi trebuie multă! Rad cam jumătate de săpun! N-ar trebui să dureze mult! Acum topesc răzătura! Apoi voi lua popitul lui Justin! Voi turna săpunul lichid în popit! Mai sunt multe de făcut! Voi avea nevoie de uscătorul de păr! Îl folosesc pentru a întări săpunul! E nevoie de un jet rapid! Voi aplica lipici pe partea din spate! O să iau o bucată de material! Și o să o lipesc pe săpun! Apoi mai pun un săpun deasupra! Ar trebui să se lipească unul de celălalt! Oh, Justin! Fii atent! Ăsta e săpunul de care ai nevoie! Oh, dă-mi-l! Wow, e exact ce-mi trebuia! E grozav! Mersi, mamă! Asta fac mamele! Ești gata de plecare, Jasmine? Mami! Ce este? Trebuie să fac pipi, rău de tot! Glumești? Bine, dar grăbește-te! Poți conta pe mine, mami! Asta se întâmplă de fiecare dată! Ai terminat? A fost oribil, mami! A fost peste tot! Nu se mai oprea! Uită-te la rochia mea! Ce s-a întâmplat? Nu vreau să vorbesc despre asta! Dar bine! N-ar fi trebuit să beau încă un suc! Stai așa! Toaleta arată diferit! E o toaletă de fetițe mari! Wow! Uită-te la ea! E imensă! Bine, pot să fac asta? Cât de greu poate fi? Ajutor! SOS! Nu a mers conform planului! Toaleta a încercat să mă mănânce! Are propria personalitate! A luat o razna! Ce vrei să spui? Am înțeles! Vino cu mine! Avem nevoie de acest gadget util! E colacul de toaletă perfect pentru tine! Haide, încearcă-l! Wow! Ia uite! Dă-te din calea mea! Un pas mic pentru Jasmine, un salt uriaș spre toaletă! E confortabil! Te las să-ți faci treaba! Mersi, mami! Ce interesant! Stai! Ceva e diferit! Ne-am luat o toaletă nouă? O voi testa acum! M-aș putea obișnui cu asta! Da! E deja dimineață? Sunt treaz! E timpul să mă joc! Arăt bine! Nici o schimbare! Îmi pute respirația! Trebuie să mă pregătesc! Ar trebui să mă îmbrac! Este o nouă zi frumoasă! Mă întreb ce aventuri mă așteaptă! Vreau să mă întorc în pat! Ce naiba? Ce caut asta pe podea? Am învățat o minte pe sticla aia! Să începem! Am o rutină de înfrumusețare perfectă! Mereu trebuie să arăt cât mai bine!
Măcar am toate produsele mele preferate. Voi începe cu părul. Trebuie să arate grozav, dar merită. Ce urmează? Știu, o baie în cadă. Merit puțin timp pentru mine. E cel mai bun mod de a începe ziua. Să terminăm odată cu asta. De ce am nevoie? Uite ce dezastru! Chiar ar trebui să fac curat. Dar pare să fie mult de lucru. Și sunt un tip ocupat. Nu pot să las totul așa. Oh, știu! Sunt un geniu! Trebuie să fiu rapid. Trebuia să mă gândesc la asta mai devreme. Sunt tare și red. Trebuie să fiu silențios. Fără mișcări bruște, Lily nu trebuie să știe că sunt aici. Aha! E exact ce căutam. O să mut gunoaiele astea. Wow! Are o mulțime de produse! Oh, ce frumos miros! Concentrează-te, Justin! Aproape am terminat! E timpul să plec! E infracțiunea perfectă! Habar nu are! Pa, pa! Ăsta va arăta grozav în baia mea! Am reușit! Hai să găsim un loc bun pentru tine! Aha! Chiar lângă chiuvetă! E bine! Acum mă pot relaxa! Ce dimineață! Baia este gata! Abia aștept! Mă duc să-mi iau niște demachiant. Stai așa! Ce s-a întâmplat? Justin! E în mare încurcătură! Întotdeauna face asta! Hei! Care-i faza? Vai! Nu știi să bați la ușă? Raftul e al meu! Să nu mai faci asta din nou! Nu! Se potrivea în camera asta! Data viitoare nu voi mai fi așa drăguță! E incredibil! O să pun raftul la locul lui! Clar îi voi spune mamei despre asta! Întotdeauna mi-a lucrurile! Lily! Nimeni nu mă deranjează la toaletă! Ăsta e al meu acum! Nu mă poți opri! Ah, da! Mai vedem noi! Stai așa! Am o idee mai bună! O să golesc cutiile astea! O voi așeza pe o parte! Apoi îmi voi lua pistolul de lipit! Voi aplica o linie subțire de lipici pe margine! Nu vreau să existe goluri! Acum voi mai lipi o cutie pe ea! Voi continua să fac asta! Și așez cutiile una peste alta! Cred că am terminat! Justin! Este grozav! Unde a fost raftul ăsta toată viața mea? Lily, ce vrei? Am venit cu gânduri de pace! Uite ce ți-am făcut! Ce? Am raftul meu! Stai, sunt intrigat! Ok, ne-am înțeles! Wow, ia uite! Este frumos! A fost o plăcere să fac afaceri cu tine! Mă rog, lasă-mi rafturile în pace! Ah, sunt atât de plictisită! Ia uite-o pe Lily acolo! De ce se străduiește atât de mult? Prefer să-mi petrec timpul distrându-mă! Păzea, Tocilaro! Hei! Nu a fost prea frumos! Da, du-te și plângi, bine? Cheryl se crede deșteaptă, nu? Wow, ce e aia? Pot intra și eu în joc? Wow, de ce se simte atât de umed? Eu? În sfârșit pot învăța în liniște. Doamne, ce-mi plac hot dogii! Unul e gata, mai am o grămadă! Te-am prins! Oh, da! Ah, ce delicios! Îl iau eu pe asta! Oh, nu prea cred! Vrei să ne luptăm pentru el? Mai! Bucătăria asta nu e destul de mare pentru amândouă și nu am de gând să-mi împart hot dogii pe locuri! Fiți gata? N-ai curaj! Sau ai? Oh, sunt atât de pregătită pentru asta! Nimeni nu îndrăznește să se pună cu mine! Hei, uită-te la ceainicul de acolo! Să o facem! Trage! Ha! Ia-ți furculița de aici! Dar eu l-am avut prima! Dă-i-l! Dă-i drumul! Grr! Oh! Ce? Gata! Până aici! Ce-am spus despre aruncatul cu hot dogi? Al cui e ăsta? Cine aruncă cu hot dogi pe aici? M-auziți? Ea a fost! Nici vorbă! Opriți-vă! În loc să vă certați, de ce nu-l împărțiți? Vedeți? Felii perfect egale! Wow! Să nu uităm de ketchup și știu exact unde să-l pun! Gata! Suntem fericite acum, fetelor? Deci? Cred că ne putem descurca! Da! Hai să le înmuiem! Mă bucur mult că vă înțelegeți! Pa! Da! N-am ajuns niciodată la nivelul ăsta! Grr!
Lily? Hm? Ce? Poziția ta! Bine, mama! A fost atât de greu? Da, stau dreaptă. Încă o fac. Da, la asta mă gândeam și eu. Normal. Da. Oh, stă dreaptă? Nici vorbă de așa ceva. Lily! Mamă? Stai dreaptă! Hai, mă! În fine. Sunt atât de obosită. Lily! Ce? Ce crezi? Umerii tăi! Mulțumesc! Mă rog. Matematica asta nu-i prea grea azi. Dar tot e obositor. Oh, Lily! Hei! Serios, mamă? Ce poziție? Ok, e mai bine? Mult! Nu mai termină cu asta odată? Lily! Ce? Îndreaptă-ți spatele! Oh, serios, mamă? Ce? Micul dejun e gata! Oh, minunat! Ah, cereale! Preferatele mele! Da, mă gândeam că vara asta te putem înscrie la fotbal! Da! Nu pricep de ce nu mă asculți! Trage-i înapoi! Vezi? Mult mai bine! Lily, dreaptă! Colaborează cu mine! Oh. Mamă, lasă-mă în pace! Ok, haide, s-o facem! Cum faci asta? Eu nimica toată! În fine! Oh, cred că glumești! Lily, dragă, dacă eu nu-ți pot aminti să stai dreaptă, o va face asta! Trebuie doar să o prinzi de masă și să-ți pui bărbia aici. Nu-i așa că e mult mai bine? Wow! Ia uite! Un întreg parc tematic plin de apă. Pumpariu care arată și mai bine în realitate. O grămadă de tobogane și jocuri de apă. Pumpariu care aluneca atât de repede. Ăsta ar fi cel mai bun tobogan. Arată destul de bine. Trebuie să-i arăt asta mamei. Mami? Mami? Alo, e cineva acasă? Oh, ce este, dragă? Ce-i asta? Un tobogan cu apă? E drăguț, scumpo. Micul meu artist. Oare mă ascultă măcar? Oh. Vino cu mine. Oh. Trebuie să vezi asta cu ochii tăi. Uite. Ah, vrei să mergi acolo? Te rog frumos. Bine, bine. Dar costă cam mult doar pentru a te juca în apă. Stai așa, ia să văd ce am aici. Atât de puțin? Nu cred că putem cumpăra prea multe. Serios? Hei, stăm prost cu banii în perioada asta. Dar poate putem face ceva aici. Locul ăsta e plin de lucruri, e perfect! Ce-i asta de aici? Frumos! Și astea sunt la reducere! Ia-o pe asta, parc acvatic exorbitant! Facem lucrurile în felul meu! Doar astea, vă rog! Ok! În total face $7! Poftim! Să aveți o zi bună! Să înceapă jocul cu apa! Stropitoarea asta e super distractivă! La fel și micuțul ăsta! O baie? Mai degrabă o petrecere! Doar că lipsește un ingredient esențial! Drăguț! Dar nu se poate fără bule! Să fie cât mai multe! Bun! Chiar arată frumos! Vrei să te scufunzi acolo? Distracție plăcută la not, micuțule! Nu-ți face griji, apa e caldă! Iuhu! Hai să adăugăm totul! Înăuntru cu voi!
Și dacă vreți să vă distrați de minune, tipul ăsta cu siguranță vă ajută! Nu-i așa că e spectaculos? Și a costat doar $7! Olivia! Ce? Nu se poate! E ca un parc acvatic aici! De ce nu te bagi în apă? Imediat, mamă! Hei, ai grijă, străpește! Hei, eu pot controla apa! Și uite ce de bule! E propriul tău parc acvatic, Olivia! Bun, să mă conectez! Bună! Da, le-am pregătite pentru tine! Da, bineînțeles! Da, aha! Ce faci, mami? Pleacă! Oricum, de ce? Nu vrea să se joace cu mine! Bună, te iubesc, mami! Hei, stai! Nu e corect! Bine, deci, da, ai dreptate! Aha! Păi, de fapt, îmi cer scuze pentru asta! Hei, mami! Hei, ia uite! E atât de moale! Te gâtile, nu-i așa, mami? Ce faci acolo jos? Termină cu asta! Oricum, uite! Telefonul mamei! Cum spuneam? Telefonul ăsta e minunat! Frate! Haide să ne jucăm! Da, te ascult! O secundă! Te rog să fie ceva aici! Da! Scuze! Uite-te la chestia aia! Dacă te uiți la acel document... Da, continuă! Da, ok, stai o secundă! Da, acum ieși afară! Îmi cer scuze, colegi! Doamne, ce jenant! Vin! Hei, dă-te! N-ai cum să ajungi tu prima? Și ne răstogălim! Ce tare-i podeaua asta! Aproape am ajuns! Niciun pat nu-mi stă în cale azi! Woohoo! Da, șmecherie! Nu te mai grăbi așa bine! Ha, am intrat! În fine, rutina de dimineața părului, bifată! Uite ce păr superb! Respirație neplăcută, dispari! Totul face parte din proces! Și acum urmează un concert în baie? Da! Mâinile în aer! Ce naiba face acolo? Dar o dimineață nu e bună fără ușurarea aia matinală? Scrie o carte acolo? Stai puțin! Știu cum să grăbesc puțin lucrurile! Ce se întâmplă? Să se învețe minte! Câtă răutate! Dar cred că pot să schimb situația cu un pic de ajutor din partea acestui aparat! Îl prind pe vasul de toaletă, pun colacul la loc și s-a făcut lumină, frate! Chiar în orice nuanță dorești! Am propriul spectacol de lumini! Mult mai bine! Acum aș putea să stau aici pentru totdeauna! Pa, pa! Mă simt alt om! S-a aprins iar lumina? E perfect pentru că o să pun la cale o farsă epică! Cum ar fi să intri și să vezi așa ceva? Să nu uităm de miros! Atât de proaspăt! Dacă-ți place mirosul unui hambar... Era și timpul? Frate, ce ai făcut aici? E groaznic! Bleah! Cred că glumești! Inacceptabil! Mult mai bine! Acum am de muncă aici, dar o să depun cât mai puțin efort posibil. Chestia asta curăță locul meu! Nu-i așa că sunt simpatice culorile astea? Ar trebui să curățe mizeria aia imediat! Nu mai e nevoie să freci! Fă-ți treaba, burețel înfricoșător! Să nu-i dea centrul de spumare! Ba chiar mult să fie! Acum zici că e o petrecere aici! Sper că am folosit destul!
Acum mai trebuie doar să trag apa. Pa, pa, căcățel scârbos! Nu o să-mi fie dor de tine! Uită-te la frumusețea asta! Și miroase grozav! E rândul meu acum! E ca și cum aș sta pe un cup de gheață! Oh, pot să fac ceva cu hârtia asta? Măcar pot să încerc! Așa pielea mea nu o să atingă colacul! Hei, e tot rece ca gheața acolo! Corpul meu nu minte! Mi s-a făcut pielea de găină, vezi? Dar am o idee și mai bună! Popitul meu! Ieșiți, micuțelor! Faceți-vă treaba! Stați pe colac ca să nu mai fac eu asta! E ca și cum ar forma o barieră! Ultima! E o idee genială, nu? Și arată și drăguț! Acum hai să testăm chestia asta! Da! Atât de plăcut! N-ar trebui să dureze mult! Ți-am zis! Mi-a venit o idee! Oh, da! Pot să intru și eu în jocul tău? Hei, trebuie să o încălzesc cumva! Perfect! Să o facem! Să fie ciocolată sau caca moale? Sper ca lumea să creadă că e ultima variantă! Baia e a ta! Doamne, în sfârșit! Ce e? Ia uite! Poți să te așezi pe astea! Serios? Chiar arată interesant! Vin! Ah! În ce-am călcat? Eu? A ieșit perfect, nu? Ce dulce-i răzbunarea! Nu! Nu pot să mă mișc! Cred că o să vomit! Ia-l de pe mine! Ok, încearcă să te calmezi! Urăsc, Samosoră! Se pare că o să fac o baie rapidă! Aparent fără apă! Zici că e un coșmar! Of! Unde pot să-mi spăl piciorul? Cred că ar putea fi utilă chestia aia! Mă ocup imediat! Picior curat, abia te aștept! Îl umplu cu spumă și îmi bag piciorul în el! Hei, chestia asta mă ghidilă! Dar mă și relaxează! Zici că e un masaj plăcut pentru picioare! Acum în cizmă ca să-l clătesc! În sfârșit, pielea mea e curată! O să-i trimit asta lui Sunny! Nimic nu mă supără, ok? A? Un mesaj? Cum de piciorul ei e deja curat? Ce se întâmplă aici, a? Ah, nu ai cum să mă păcălești, surioară! Vrei să te speli pe cap? Pentru că ai nevoie acum! Scârbos! Lasă-mă în pace! Sunt dezgustătoare! Uf! Frate, ce bun a fost șamponul ăla! Acum o să-l coafez! Ce plăcut e! Dar mi-ar fi plăcut să nu dureze atât! Ok, în sfârșit fac progrese! Hei, arăt bine! Sunt gata! Unde e toată lumea? Ce naiba? Abia mi-aranjasem părul! Fix la țintă! Ți se pare amuzantă? Părul meu e iar learcă! Atunci puneți chestia asta data viitoare! Eu, pungă de plastic? De fapt, cred că aș putea să o folosesc! Îmi bag părul în chestia asta, mi-o ridic în vârful capului și o leg la spate. Am nevoie de o găurică aici, ca să pot să bag uscătorul acolo. Salutare, aer cald! Ca o vizită la salon, nu-i așa? Ești nebună? Poți să-ți dai și tu cu părerea. Mie mi se pare că arată bine. Sunt șocată! Hai să plecăm, că altfel întârziem. Ne așteaptă o zi lungă. De ce nu se deschide ușa asta? Ne-am încuiat pe dinăuntru! Nu-mi vine să cred! Se pare că o să stăm în baie. Și mai devreme îmi doream nespus să intru. Acum vreau doar să mănânc. E ceva comestibil pe aici? S-ar putea să am ceva de ronțăit. Da, ești cea mai tare! Ține chestia asta!
afișul ăsta face prea mare mizerie. Efectiv, n-am noroc azi. Ah, poate reușesc să rezolv problema. Poftim, pot să ții pe post de tăviță plutitoare. Îți ține și băutura, vezi? Poftă mare mie! Este sau nu mușcătura perfectă? Mm. Bravo! Mie mi-e poftă de ceva dulce. Și ca să rămân în temă, mănânc dintr-o toaletă. Eh, totuși dintr-una plină cu bombonele. Mmm, un deliciu! Fetelor, sunteți acolo? E tata! Lasă-l să bată în continuare. Pare un plan bun. Până la urmă, nu e atât de rău aici. Haide, rățușcă, e timpul pentru o baie. Ce? E încuiat. Cred că trebuie să ne așteptăm rândul. Of, cât îi mai ia? Sunt aproape gata. Ah, curățică. Acum sunt gata să-mi încep ziua. Doamne, în sfârșit. Ok, acum e rândul meu. Rățușcă, păzește prosopul. Exact asta vă... Nu! Săponul! Au, degetul meu! Nu! Era cât pe ce? Puteam să mă rănesc grav. Săpun, idiot! Încercai să mă ucizi? E timpul să facem ceva în privința asta. Bun, am un burete și un cuțit. O să încep prin a spinte ca laterala buretelui. Ok, acum e timpul pentru săpun. Perfect! Uite așa! Acum buretele-i plin de spumă, dar nu-i alunecos. E timpul să facem burgeri! Oh la la, ingredientele proaspete sunt cele mai tari! Și acum o felie de roșie! Perfect! Să punem brânza! Bună! Ignoră-mă! Fac un pic de curățenie! Ok, păi revin la feliatul roșiilor! Curățenia e o treabă grea! Totuși, trebuie să mă ocup de toate vasele astea murdare! Robinetul arată groaznic! Trebuie să fac ceva în privința asta? Frecatul nu merge! Dar frecatul mereu merge! Ai văzut în ce hal e robinetul ăsta? Păi, ai încercat să-l freci? Normal, dar nu merge! Nu știu ce să zic atunci! E timpul pentru ketchup pe burgerul meu! Alo, ketchupule? Ieși! Ketchupul a scăpat! Ai grijă! Nu, robinetul! Ketchupul e peste tot! Îți bați joc de mine? Abia-l curățasem! Ups! Îmi îngreunesc treaba! Wow! Robinetul e strălucitor! Frate, ketchupul a făcut asta? Cred că e ketchupul! Îndepărtează toată murdăria aia! Uite cât de bine arată! Și în sfârșit am terminat curățenia! Exact la timp pentru burgeri! Întârzi! Să termin să mă pieptăn! Ok, unde-mi sunt cheile? Uite-le! Să nu-mi uit portofelul sau telefonul! Ok, cred că astea-s toate! E timpul să plec! Ce noapte grea! Poate apa asta cu lămâie mă va ajuta să mă trezesc! Nu! Dar măcar e răcoritoare! Poate peria asta va merge? Poate am doar nevoie de un pui de somn! Peria asta nu mă ajută deloc! Vai, Pauzi, ești un cățeluș așa de bun! Voiai și tu să fii periat? Ce cățeluș drăguț! Da, chiar ești! Bine, hai să mergem la o plimbare! Peria mea! Mi-am uitat peria! Ce naiba! De unde a apărut tot părul ăsta?
Hei, apa cu lămâie! Aia e soluția! O să storc și mai mult suc în pahar! Acum e gata să fie scufundată! Trebuie să o las să se înmoaie puțin! Perfect! A dispărut tot părul! Ah, da, am întârziat! Ah, ce vistă grozavă! ador melodia asta! Ah, mă sună cineva! Ratez o petrecere grozavă în clubul ăsta! Ce? Serios? Vin acum! Ajung în curând! Am atâtea de făcut înainte să pot pleca! Ok, să încep cu astea! Trebuie să încing și placa de păr! Aha, în timp ce se încălzește, o să mă ocup de machiaj! Ce bine că pot să fac buzele și ochii în același timp! Așa, unde e chestia aia? Au, ce fierbinte! Auci! Clar ar fi trebuit să procedez diferit! Puteam să iau un prosop termorezistent și pistolul meu de lipit și să trasez o dungă de lipici de-a lungul marginii. Apoi puteam să-l îndoi la mijloc așa. După ce era fixat, puteam lipi cealaltă parte. O altă dungă la fel ca pe prima parte. Și fix ca prima aș îndoi-o. Perfect! Perfect! Ah, părul meu arată grozav! Și acum pot să o bag pe asta înapoi în buzunărașul ei pentru siguranță! În sfârșit sunt gata de plecare! Nu mai am loc să desenez! Stai, mi-am folosit toate foile? Oh, nu! Nu mai pot să desenez! Mama! Ești ok, scumpo? Am rămas fără foi! Stai liniștită! Privește! O să dau cu fierul de călcat pe foaie și cerneala o să dispară! Wow, vrăjitorie! Acum pot să desenez! Mersi, mamă! Nici o problemă, scumpo! Haide, desenează ceva frumos! Uită-te la păpușa mea, mami! E drăguță, draga mea! M-am plictisit acum! O să mă joc cu ursulețul ăsta, în schimb! Of, m-am săturat și de el! Vrum, vrum! Oh, vreau jucării noi! Ce se întâmplă? Șt, mami urăște zgomotele! Nu ai un buton de oprire sau ceva de genul? Bine, ia cheile de la mașină! E ok, du-te! Mă gândeam eu că o să meargă! O să fie atât de distractiv! Wow! E atât de lucioasă! Și e doar a mea! Nici măcar nu am carnet! Puneți-vă centura, o să mergem cu viteză! Siguranța contează! Să o facem! Vrum! Wow, sunt cea mai bună șoferiță din lume! Titit, dați-vă din calea mea! Titit! Wow! Bună! Ia uite ce mașină am eu! E uimitoare! Ești ok, scumpo? Ah, ok! Am înțeles! Ce mașină elegantă! Aș fi vrut să am o astfel de mașină! De-aș fi putut face ceva! Ha? Ce-i aia? E o mașinuță de jucărie? Cred că e ziua mea norocoasă! Pot să-i dau lui Annie? Dar trebuie să o conducă pe undeva! Știu ce să fac! Pune un tricou alb pe o suprafață plană! Folosește o carioca neagră ca să desenezi o linie curbată! Fă asta pe tot tricoul! Desenează o a doua linie creând un drum! Acum desenează marcajele de pe drum! După aceea începe să colorezi drumul! Vei să ocolești marcajele de pe drum? După ce ai terminat, ar trebui să obții așa ceva! E timpul să pornești motorul! Hei, Annie! Am ceva pentru tine! Dar asta nu e tot! Wow! Un drum! E uimitor! Vrum, vrum! E ca un mic masaj! E grozav, mamă! Asta e cea mai rapidă mașină din lume! Ia uite! Huh? Ups! E ok, scumpo! E doar o mică durere de spate! Ehem! E atât de umilitor! Ups! E deja dimineață? Trezirea, doamnă! Scuze în privința florilor! În fine, cu ce ați dori să vă îmbrăcați? Nu știu! Cu niciuna dintre ele! Excelent, doamnă! Astea sunt frumoase! Nu! Oh, câți clipici!
Nu, nu plac! Poate mergem pe ceva mai simplu? Nu! Am nevoie de un job nou! Vin acum, doamnă! Aoleu! O să mă doară mai târziu! Astea sunt toate hainele din casă! Nu! Serios? Stați puțin! Poate merge să folosim ochelarii ăia VR! Trebuia să mă fi gândit la asta mai din timp! Nu vreau să joc nimic! Puneți-vă ochelarii! Cine a stins lumina? Stați așa! Oh, asta e elegantă! În sfârșit! Nu-mi place! Normal că nu! Astea sunt simpatice! Cum arăt? Superb! Mersi, poți să pleci acum, vreau să dorm! Poftim? E o glumă? Urăsc cocoșul ăla! Of, sunt atât de obosită! Cred că trebuie să mă trezesc! Ce miroase așa? Ce scârbos! Eu eram! Cu ce să mă îmbrac azi? Doar atât? Asta e tot ce am? Un tricou? Și iar o gaură? Trebuie să mă îmbrac cu ceva! Se pare că trebuie să mă mulțumesc cu asta! E atât de nedrept! Aș fi vrut să am o nouă garderobă! Ce-i aia? Hei, am uitat de treaba asta! Poate așa merge să-mi găsesc o nouă ținută! O să fie super! E drăguța asta! Ceva un pic mai casual! Ce urmează? Oh, îmi stă bine în roșu! Ce păcat că n-am niciuna dintre hainele astea! Doar tricoul ăsta vechi! Știi ceva? Chiar e distractiv! Wow! Wow, mamă! Uită-te acolo! Ce e, scumpo? Uii! Sucul ăsta e bun! Ah, e gol! Trebuie să-mi iau altul! Să mergem, mamă! Ok, dar să ne grăbim! Ah, ce frumos e să stai jos și să te relaxezi! Sucul ăsta chiar e gol! Voiam să-l gust! N-are nimic, scumpo! Poate am cum să te ajut! Am niște apă! Apa e plictisitoare! Ah, ok! Știu! Am niște sirop de căpșune! Pot să-l pun în apă! Să nu vadă Annie! Cred că ajunge! Mamă, ce faci? Vreau suc! Am încercat! Viața e atât de crudă! Stai, cred că știu ce să fac! Pot să folosesc cutia asta de suc! O să o tai în două și apoi o să pun apa în interior! Annie nu o să afle niciodată! Eh, merge! Annie, ăsta e pentru tine! Serios? E grozav! Mersi, mamă! Nici o problemă, scumpo! Ador să am propria piscină! Uite-mă cum înot! Piu, ce greu a fost! Ar trebui să o iau mai ușurel! E atât de cald! Trebuie să mă răcoresc! Poftiți, doamnă! E o glumă? Ce e aia? E apă! Unchiule, avem o problemă! Vreau o băutură răcoritoare! Mă ocup! Nie-nie! Betty merită tot ce-i mai bun! Cel mai proaspăt suc de portocale! Imaginează-ți cum e să-i oferi apă! Stai liniștită, Betty! E ridicolă situația! Poftiți, doamnă! De ce a durat atât? O să-i spun mămicii mele! Servirea e groaznică! Deci, asta e casa mea! Wow, e imensă! Știu, stai jos! Wow, ai atât de multe jucării și mulți bani! Tu ce ai? Nu e ceva atât de impresionant! Asta e tot? Da, e maimuțica mea! Aoleu! Uite ce de genți! Ești atât de norocoasă! Sunt uimitoare! Wow! Da, am nevoie de o geantă nouă în fiecare zi! Vreau să mă uit mai atent! N-am mai văzut niciodată atât de multe genți! Sunt atât de frumoase! Oh, uită-te la asta!
ce faci? Nu te supăra. Dă-mi aia. E extrem de scumpă. Uite ce urme de degete. Eu am doar punga asta de plastic. N-am niciodată chestii drăguțe. Ah, oare ce-o fi în cutia aia? Unde te duci acum? Ia uite ce de chestii tari! Sunt doar niște gunoaie. Aș putea folosi cutia asta. Stai puțin. Ia uite ce ghiozdan nou am eu. Oh, l-ador! De unde l-ai luat? Îl vreau! Ia-l! Vai, e cel mai tare! E preferatul meu! Mersi mult! Poate vrei să facem un schimb? Trebuia să mă gândesc că e o șmecherie. Presupun că așa e corect. Dar nu sunt încântată. Poftim, poți o iei pe asta. Pe bune? Iată! Oricum, eu l-am pe asta. Nu încape pe raft? M-am răzgândit. Annie? Era chiar aici. Elevi, e timpul să dați test. O să vă adun copiuțele. Bun, dați-le încoace. Nu încercați să le ascundeți. Bine, uitați. Profesoara se îndreaptă în direcția asta. Stai, știu ce trebuie să fac. Trebuie să-mi ascund copiuța. O să-mi folosesc cercelul ca să deschid zona asta a telefonului meu. Am copiuța asta minusculă pe care sunt scrise coațiile. O să o împăturesc ca să devină și mai mică. Și acum pot să o bag în telefon ca să fie ascunsă. Bun, acum sunt gata să termin testul ăsta cu telefonul lângă mine. Bun, îmi dă telefonul. Trebuie să-l verific. Pare ok, poftim. Ok, se pare că a plecat. Acum pot să-mi scot ajutorul din telefon. Sunt atât de isteanță. Și acum am o copiuță pe care o pot folosi. Sunt genială. Prea mulți copaci în pădurea asta. Cât e ceasul? Vai, să vedem! E toată lumea pregătită să începem ora? Se pare că nu. Bun, e timpul să începem. Am niște compasuri aici pe care trebuie să le folosiți. Vreau să desenați un cerc care să arate ca cele de pe tablă. Bun, veniți aici și luați unul. Treceți la treabă. Hai, frate, nu pot să cred că trebuie să muncim în clasă acum. Luați toți unul și faceți ce v-am zis. Hei, stați! Pentru mine n-a mai rămas niciunul. Ce naiba? S-a culcat la loc? Păi și eu ce fac acum? E groaznic! Ce soluție am? Cum o să desenez un cerc acum? Singurul instrument pe care îl pot folosi e regla asta. Nu pricep, cum funcționează asta? Prostia asta nu merge deloc. Nu pot să desenez un cerc cu așa ceva. Ce naiba, Jake are un compas și habar n-are ce face? Cât de frustrant! E prea greu de folosit obiectul ăsta. Uf, îl urăsc! Wow, și ea se chinuie. Hei, știu ce să fac. O să-l deschid și gata, am rezolvat problema. Sau poate că o să reușesc ceva cu rigla asta. Poate merge să trasesc cu ea. Nu, nu a mers deloc. Poate pot să o fac fără riglă? Nu merge. Hai de riglă, am nevoie de ajutorul tău. Cred că știu ce să fac. O să marchez fiecare 2 cm de pe rigla asta. Până la capăt. Grozav! Acum vreau să fac o găurică prin toate punctele alea. Perfect! Suntem gata să testăm chestia asta. O să așez rigla și apoi o să pun un creion în gaura din mijloc. Și e timpul să rotesc. O să sar peste mâna mea și o să termin desenul. Gata! A mers! Oh, doamne! Chiar ai desenat un cerc perfect! Stați! Mi-ați adus un compas acum? Nu mă mir! E groaznică materia asta! Urăsc să învăț! Nici nu înțeleg unele ecuații! Renunț! Efectiv, nu sunt bună la asta! Ce naiba e aia? E o jucărie de pluș! Pentru tine! Vrei să te joci cu mine? Îmi pare rău, nu pot! Am de învățat și trebuie să-mi termin și tema! Mi-aș fi dorit să mă culc totuși! Sunt atât de obosită! Ups! Am înțipit! Trebuie să fac chestiile astea! Ce se întâmplă? Unde sunt? Asta e cea mai prost test pe care l-am văzut vreodată! Am adormit în timp ce învățam! O să o dau în bară la testul ăsta? Neața! Îți place
balonul meu? Vrei să te joci cu mine? Vezi? I-am pus o panglică balonului meu ca să nu fugă. Hei, poate că merge să fac ceva cu ăsta. Am un balon și acum am nevoie de carioca asta. O să scriu pe ele ecuațiile. Acum pot să dezumplu balonul. Bun, e în miniatură acum. Pot să pun o bucățică de scotch pe deasupra. O să țin balonul cu grijă. Și acum pot să dezlipesc scotchul. La final, pot să-mi pun scotchul ăsta pe unghie. Se potrivește de minune. Bun, o să încerc să iau o notă de trecere la testul de mate cu ecuațiile mele ingenioase. Nici măcar n-a observat nimeni. Sunt atât de isteață. Ia să văd dacă ea copiază. Ai vreo copiuță? Bun, stai să mă uit mai atent. Am nevoie de lanterna mea. Hai, uită-te la mine și deschide gura larg. Bine, ești ok. Felicitări că nu copiezi. Piu, a fost cât pe ce. Dar sunt cea mai tare. Așa, bun, elevi. Nu e așa că pudra asta nouă e cea mai tare? Ține toată ziua. Hai să ne facem un selfie împreună. Nu sunt deloc atent la mine. Essie, Cheryl, până aici. Despărțiți-vă imediat. Nu, nu vreau să pleci. O să fie atât de dor de tine, Cheryl. Suntem atât de aproape și totuși atât de departe. Exact, asta e o oră în care se învață. Psst, psst. Ce? Ce e? Putem să ne folosim telefoanele ca să vorbim între noi așa. Ok, ce idee, isteață. Stai să-mi scot și eu pe al meu. Stai pe loc, crezi că m-am născut ieri? Ia-ți adio de la telefon. Și telefonul tău îl iau cu mine. Exact, puteți să le luați înapoi după o oră. Acum întoarceți-vă la treabă. Dar sunt cu ochii pe voi. Ok, stai să încerc asta. O să mototolesc chestia asta. Cheryl, e pentru tine. Oh, nu, a aterizat prea departe. A văzut ceva? Se pare că-și citește cartea. Iu, am avut noroc. Ok, trebuie să încerc altceva acum. Am paharul ăsta din plastic. Îl întorc invers și apoi îi decupez fundul. Acum am nevoie de un balon. O să tai capătul balonului așa. Acum pot să-l desfac și să-l pun pe pahar. Excelent! Acum sunt gata să-mi testez micul tun cu mesaje. O să bag mesajul înăuntru, trag de balon și apoi îi dau drumul. Wow! E un mesaj pentru mine? Stai să-l desfac și să văd. Ce mai faci? Oh, mi-a trimis un mesaj special pentru mine. Da, am mers! Cred că ăsta e un mesaj de la ea. Oare ce scrie? Ne vedem la director. Știu și eu să fac un tun pentru mesaje. Încerc să ajung. Nu e vina mea că sunt prea scundă ca să rezolv problema asta? Trebuie să-mi iau penarul. Frate, urât să fiu atât de scundă. Nu ajung să iau nimic. Nu văd că încerc să citesc aici. Ok, uite-o. Bună, Essie. Ah, bună, ce mai faci? Wow. Ești super, super înalt. Bună, acolo sus. Păi, îmi place mult de tine. Ar fi ok dacă te-aș săruta? Hei, pot să fiu un pic mai rapid? Haide, sunt aici jos. Bine, am nevoie de megafonul ăsta. Hei, trebuie să te apleci mai mult ca să mă săruți. Poate că trebuie să cânt o melodie la ukulele. Nu merge nimic. Stai puțin, sunt creioane colorate acolo. Pot să rezolv problema asta? Am nevoie și de un papuc. O să-i scot șnurul. Trebuie să folosesc niște lipici cald. O să pun un strop. Acum pot să lipesc un creion chiar pe zona cu lipici. Și repet faza. Ok, am umplut spatele. Acum o să pun unul în mijloc pe față. Și pot să răsucesc noul șnur și să-l înfășor în jurul lui. Ta-da! Astea da sandale cu platformă mortale? Să mă încalz cu ele și să văd dacă merg. Da! Acum o să mă apropii ca să primesc sărutul pe care l-așteptam. Stai! Oh, glumești? N-a durat atât de mult. Hei, trezește-te! În fine, să uităm de toată faza. Poftim? Sunt treaz. Da, sărutul. Imediat. Ok, cred că încă mai am chef să te sărut. Haide, trebuie să ne scriem numele. Hei, stai, vreau să-mi scriu eu prima numele. Dă-te! Nu, eu am ajuns aici prima. E locul meu. Ba, e locul meu. Dă-te din calea mea. Mă rog, oricum nimeni nu o să te voteze pe tine. Nene. Nominalizările pentru regina balului. Haide, înscrie-te cu mine. Ok, bine, haide. Ce-ar fi dacă una dintre noi ar fi încoronată regina balului? Ok, stai să-mi scot pixul. Uite-l, sunt gata să-mi scriu numele. Of, ce naiba. Pixul ăsta nu merge. Stai, mi-a venit o idee. Am o banană în ghiozdan. Stai, nu asta voiam. Stai să mai încerc. Așa, am nimerit-o de data asta. Da, stai, clar nu asta căutam. Wow, nu te supăra, dar durează o vreme. Nu știu, am văzut episodul ăla seară. Ce naiba era aia? Bun, gata, învârți tot ce era în ghiozdan pe podea. Stai,
Hei, aia e o altă cutie de suc? Hei, de fapt, cred că mi-a venit o idee grozavă. Bun, o să iau cutia asta goală de suc și o să tai nițel. Acum pot să-i scot partea de sus și să iau o foarfecă pentru că vreau să o decupez pe colț. O să înaintez până în capătul celălalt al cutiei. Apoi o să fac la fel cu celelalte colțuri ca să pot să o desfac așa. Nu vreau să arate cutie de suc, totuși așa că o să o acopăr cu hârtia asta roz. E timpul să o întorc invers și să scot batonul de lipici. Vreau să acopăr toată zona asta cu lipici, pentru că vreau să pun și banda asta de hârtie portocalie pe ea. Acum e timpul pentru strașnicul lipici cald, pentru că batonul de lipici nu merge aici. O să mai pun una la fel, dar rotit așa. E timpul să pun și mai mult lipici cald, dar de data asta pe margini. Nu trebuie să fie mult, o să prind doar bucățica asta mică de elastic. Iar pe zona asta o să lipesc niște benzi magnetice. Ta-da! Am făcut un suport pentru creioane și alte rechizite. Elasticul poate să țină marcăre și alte chestii. Și niște bilețele se pot pune aici. Magneții pot ține chiar și agrafe. Apoi, după umplere, se poate plia la loc. Cutia din interior trebuie să fie pliată prima. Și apoi pot să o pliez pe cea din exterior. Iar acum pot să-mi pun la loc capacul pe care l-am decupat mai devreme. Hei, uite ce ți-am făcut! Ce e chestia asta? Trebuie să o deschid? Ok! Wow, nu se poate! Vezi? Acum poți să găsești ușor ceva de scris. Și acum pot să mă înscriu ca să devin regina balului. Așa! Oh, ia uite cât de multă atenție primește! Nu se poate! Ăsta e cel mai tare suport de rechizite pe care l-am văzut vreodată! A fi tată e ca un loc de muncă de 8 ore. Ai multe de făcut, dar merită. Ce lucruri amuzante face tatăl tău? Spune-ne mai jos într-un comentariu. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi.